În primul trimestru al anului 2024, reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara au realizat acțiuni de control pentru respectarea regimului silvic în Fondul Forestier Național. S-a acordat o atenție deosebită parchetelor aflate în exploatare, circulației materialului lemnos, urmăririi și gestionării masei lemnoase și a modului în care sunt înregistrate și urmărite stocurile agenților economici care desfășoară activități de exploatare și sau prelucrare. În acest sens au fost realizate un număr de 258 de acțiuni de control. Aceste acțiuni s-au desfășurat pe raza județelor Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au depistat nereguli și au acționat în cauză atât prin aplicarea sancțiunilor contravenționale, cât și prin confiscarea materiei lemnoase. În cadrul PNRR au fost încheiate 7 contracte de finanțare pentru 7 proiecte de împădurire aflate în implementare, iar 2 proiecte se află în curs de verificare și avizare.